Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Nepotul generalului Alexei a fost condamnat la 11 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de omor. Sentința a fost dată de judecătoria Streșeni la aproape un an de la tragedie. Instanța a mai dispus încasarea din contul inculpatului în beneficiul succesorului părții vătămate, un prejudiciu de jumătate de milion de lei. Ieri procurorii au contestat sentința la Curtea de Apel Chișinău, solicitând înăsprirea pedepsei până la 20 de ani de pușcărie. Potrivit procurorilor, condamnatul a împușcat tânărul de 29 de ani în urma unui conflict, după care l-a îngropat în pădurea de la marginea satului Zubrești. La scurt timp după crimă, Dorin Stratulat a fugit din țară, fiind anunțat în căutare internațională. Pe 24 august, acesta a fost reținut în România și extradat autorităților de la Chișinău. Dorin Stratulat este nepotul generalului Nicolae Alexei, fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova, și fiul fostului polițist Ion Stratulat, asasinat în 2011 de către sportivul Ion Șoltoianu. Bătaie în plină stradă, un tânăr a fost înconjurat de un grup de indivizi și luat la pumni pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei. Scena teribilă a fost filmată cu telefonul de martori. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Potrivit martorilor care au surprins episodul, totul s-a întâmplat noaptea trecută. Din imagini se vede cum un grup a luat la bătaie un tânăr care în încercarea de a se apăra cade la pământ, moment în care agresorii se năpustesc spre el și încep să-l lovească cu picioarele. Deocamdată nu este clar de la ce a pornit încăierarea. Contactată de TV8, ofițera de presă a Poliției Capitalei, Natalia State, a declarat că oamenii legii nu au fost alertați. Totuși, polițiștii Inspectoratului de Poliție Buiucani s-au autosesizat în urma imaginilor video apărute în mediul online. Oamenii legii au înregistrat cazul, iar acum urmează să identifice toate persoanele implicate în conflict și să stabilească ce a stârnit conflictul. Fondatorul Bizmobile Kitchen, Mihail Șaran, a fost transferat din penitenciar în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Informația a fost confirmată de avocatul omului de afaceri, Aurel Grosu. Potrivit apărătorului, instanța a respins demersul procurorilor de a prelungi arestul preventiv în penitenciar. Mihail Șaran este acuzat că ar fi înșelat peste 150 de persoane, cauzându-le un prejudiciu de 40 de milioane de lei, după ce compania se ar fi încasat în avans plățile pentru bucătării la comandă. Într-un final, clienții ar fi fost păcăliți și au rămas fără bani, dar și fără mobilă, spun procurorii. Șaran a fost reținut la sfârșitul lunii ianuarie pe aeroportul de la Chișinău, în timp ce intenționa să părăsească țara. Mai târziu a fost plasat în arest la domiciliu, ca ulterior acuzatorii să ceară transferul în închisoare. Atunci, inculpatul nu a mai așteptat decizia instanței și s-a făcut nevăzut. După o săptămână de căutări, a fost găsit de oamenii legii într-o casă părăsită de la Turlești. Magistrata de la Curtea Constituțională, Domnica Manole, va primi 800.000 de lei despăgubiri morale pentru că a fost hărțuită și urmărită ilegal de procurori. Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe. Fosta judecătoare a fost cercetată penal într-un dosar intentat în perioada guvernării lui Plahotniuc, după ce a admis o cerere a platformei DA împotriva Comisiei Electorale Centrale privind inițierea unui referendum național. Ea a fost învinuită de pronunțarea intenționată a unei decizii ilegale. Un an mai târziu, magistrata a fost demisă din funcție în baza unui aviz eliberat de Serviciul de Informații și Securitate. Dosarul privind excluderea ei din sistem a ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. La 3 ani după retragerea Partidului Democrat de la guvernare, Domnica Manole a fost achitată. Atunci, procurorul de caz, Eugen Rurac, a renunțat la acuzații. În instanță, Domnica Manole a solicitat un prejudiciu moral de 1 milion de lei. Incident tragic în stânga Nistrului, un bărbat a murit în timp ce păștea animalele. Potrivit autorităților locale, acesta a căzut într-o fântână. La faza locului au sosit salvatorii, însă bărbatul era deja decedat. Totul s-a întâmplat dimineață în orașul Grigoriopol. Victima în vârstă de 60 de ani a decedat după ce a căzut într-o fântână tehnologică în care se afla un apometru. Bărbatul a plecat să-și hrănească animalele dis de dimineață, iar câteva ore mai târziu soția lui l-a găsit în fântână și a sunat la poliție. Echipa de salvare a scos cadavrul, iar în prezent se stabilesc circumstanțele și cauza morții.
Cultivau marihuana după cele mai noi tehnologii în agricultură. Doi bărbați au fost reținuți pentru că ar fi pus pe roate o afacere cu droguri. Indivizii cumpărau semințe de cânipă din Uniunea Europeană și o creșteau într-o pepenieră din Cantemir. În urma perchezițiilor au fost găsite narcotice în valoare de 1 milion de lei. O informație operativă a pus pe jar oamenii legii care au descins cu percheziții la Cantemir. Indivizii în vârstă de 29 și respectiv 32 de ani au închiriat o casă în localitatea Tartaul și au amenajat acolo o pepenieră de creștere a marihuanei, după cele mai moderne tehnologii. În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit peste 5 kg de droguri, estimate pe Piața Neagră la circa 1 milion de lei. De asemenea, au fost ridicate sute de plante de cânepă bine îngrijite, cu înălțimea de jumătate de metru, lămpi cu raze ultraviolete folosite la creșterea marihuanei în condiții de laborator, butelii întregi cu îngrășăminte minerale, un aparat de vidare a ambalajelor, cântare electronice, telefoane care ar fi fost folosite pentru comunicare la vânzarea drogurilor, dar și un pistol Glock, deținut ilegal. Potrivit poliției, indivizii comercializau drogurile în toată țara, inclusiv în capitală, de unde venea grosul vânzărilor. Mai exact, aceștia ambalau și plasau drogurile în ascunzișuri, în Chișinău, în cantități de 1-2 kg. Ulterior, pachetele erau preluate de un alt membru al grupului infracțional, care le punea în vânzare pe o platformă activă pe internet. Potrivit ciornelor acestora ridicate de oamenii legii, ei au pus în vânzare de la începutul acestui an circa 20 de kg de marihuana. Investigațiile pe dosar continuă, timp în care cei doi membri ai grupului infracțional au fost reținuți și plasați în arest pe un termen de 30 de zile. O mamă cu un copil în cărucior și altul de mână erau cât pe ce să fie spulberați de o mașină în timp ce traversau regulamentar strada. Momentul a fost surprins de camera de bord a unui participant la trafic, care a ajutat trecerea pietonilor. Episodul revoltător s-a produs aseară pe strada Grădina Botanică din capitală. Din imagini se vede cum femeia împreună cu micuții traversează strada, iar un șofer le retează calea cu mașina și o zbughește în viteză, fără a le ceda trecerea. Inspectoratul Național de Securitate Publică s-a autosesizat pe acest caz. Contactată de TV, purtătoarea de cuvânt a INSP, Natalia Colovco, a declarat că oamenii legii urmează să identifice șoferul pentru a fi sancționat. Atât pentru rubrica de astăzi, o seară fără incidente vă doresc.